Târgul din Muzeul Satului Bucovinean a reunit meșteri din toate colțurile țării, oferind o varietate largă de produse tradiționale, de la țesături și costume populare, la ceramică, obiecte de lemn și produse alimentare tradiționale. Vizitatorii au avut oportunitatea să interacționeze direct cu meșterii, să învețe despre tehnicile tradiționale de prelucrare și să participe la ateliere interactive. În cadrul târgului, Muzeul Național al Bucovinei a acordat trofeul Bucovina meșteșugarilor Victoria Fundiuri din Rădăuți pentru păstrarea meșteșugurilor tradiționale și Silion, Georgeta și Dumitru din Tocileni, Botoșani pentru creativitate și promovarea artei tradiționale. De-a lungul celor trei zile, meșteri din țară sau producători care folosesc ideea tradițională, fie că vorbim de motiv, fie că vorbim de materiale, au încercat să vă încânte cu produsele lor. Colegele mele de la Muzeul Satului Bucovinean au făcut și anul acesta un efort și încercăm să dăm două premii. Ca tare, trofeul Bucovina se acordă meșterului popular Fundiuri Victoria din Rădăuți pentru păstrarea meșteșugurilor tradiționale și autenticitate. Doamna. Și un modest premiu din partea noastră, doamna încondeiază ouă în mod tradițional. De asemenea, se acordă tot trofeul Bucovina meșterilor populari Silion, Dumitru și Georgeta Tocileni din Botoșani pentru creativitate în promovarea artei tradiționale. Veți vedea la standul domnilor lor niște păpuși foarte interesante cu niște detalii foarte interesante. Târgul a fost completat de spectacole susținute de artiști consacrați, atrăgând sute de spectatori. Sâmbătă, bucovineanca Laura Olteanu a încântat publicul cu un recital extraordinar. Nu a lipsit celebra melodie Acasă e România. Duminică, nimeni alta decât Maria Dragomiroiu a încheiat evenimentul cu un concert apreciat de toți cei prezenți. Grijile și sărăcia să nu dea de noi, să se piardă în depărtare prin vânturi și ploi. Grijile și sărăcia să nu dea de noi, să se piardă în depărtare prin vânturi și ploi. Să ne bată cui mai bine bucurile și cu budel puse pline sărbătorile. Să ne bată cui mai bine bucurile și cu budel puse pline sărbătorile. Potrivit organizatorilor, evenimentul a atras 5.385 de vizitatori și 112 meșteri și producători. Festivalul Lume Lume Hai la Târg a deschis seria de evenimente culturale care vor avea loc în Suceava pe parcursul lunii august, inclusiv Festivalul de Artă Medievală din Cetatea de Scaun.